Uitați-vă și voi la omul ăsta, fraților, ce face. Efectiv. Și că Ce zicea că crezi că este asta? îi dă legumii la fata Nu să se mai testeze spune și că când e coli ce... pâine dildo în gură. Uitați-vă ce Ce handicapat. crezi că e? E retardat omul, uitați-vă Mai și voi. făghicește așa, ce crezi că e? Nu știu, era ceva... Deci incredibil cât din O nenorocit poate fi omul ăsta. Ai ghicit. Ai venit Da, că ai nu, ghicit ăsta e într-un bolnav cuvânt cu bun. capul, fraților. În acest episod vreau să vorbesc despre un YouTuber mai diferit, pe nume Horia Bogatu. Nu știu câți dintre voi ați auzit de acest YouTuber, dar face un conținut foarte toxic din punctul meu de vedere și mai mulți au semnalat acest lucru. Ei bine, acest om, pe nume Horia Bogatu, efectiv face videoclipuri în care își bate joc de femei. Spre exemplu, într-un videoclip a pus o femeie să testeze niște legume, să vadă cum se numesc legumele respective și primește o sumă de bani. Și în loc să scoată o legumă, a scos dildo, efectiv. Un dildo care nici măcar nu era spălat, era murdar și pus în mașină acolo. Foarte aiurea. Un conținut extrem de prost. Și nu mă așteptam să găsesc o asemenea YouTuber. Din punctul meu de vedere, ar trebui interzise aceste canale, trebuie șterse. Mai era un video în care punea o fată să pună găleată pe fața ei și să pupi băieți random după stradă. Deci, practic, se comportă ca un imbecil. Și o să vă arăt câteva videoclipuri cu el ca să vedeți și voi ce fel de om este și să aflați cumva personalitatea lui de om nebun. O găleată. Așa. Stai să -ți... Așa. Ia mai mult ca să simți bine. Castravete. Corect. Hai să dăm ceva mai dificil. Eu văd că asta o să fie un pic mai dificil. Ce? E iute! Da, la ce e? Ardei sau ceva? Nu. Dar Se ce? numește ghimbir. E Hai să iute! vedem, asta trebuie să-l știi, că... Du-te la portbagaj, tătăiță! Nu merge? Stai că-ți dau pistolul atunci. Astăzi, domnișoara Camelia ne... Salut, băieți! Sunt atent că am o provocare pentru voi, dar mai întâi vă întreb dacă aveți peste 18 ani. Da. Aveți? Da. Uite, atunci am pentru tine. Fii atent, dacă tu dai coș de la 5 metri, câștigi 50 de lei. Dacă nu, săruți, o săruți pe fața de sub asta. Asta e provocarea mea pentru tine. Ok. Hai să număr 5 metri aici. 4, 5. Așa, chiar mai în față un pic. Hai să vedem. După cum ați văzut, fraților, este de necrezut ce poate să facă acest om. A rămas efectiv fără cuvinte. Pur și simplu, acest om își batjocorește femei pentru vizionări. Nu vin să cred că există asemenea oameni, dar în secolul 21, oamenii sunt în stare să facă fel de fel de prostii ca să facă niște bani. Și din cel mai șocant episod pe care l-a făcut, a fost cel care a păcălit o fată care vrea să o omoare. S-a prefăcut efectiv. Avea un prieten de-a lui care avea o mască de bătrân și zicea că se aducă pistolul, se aducă că nu merge drujba. Deci efectiv e horror ce face omul ăsta. Să sperie o fată pe vizionări. Asemenea, faxe, nu se pot numi faxe, deja e ceva nebunesc. E un om psihopat oricum. Numai un om psihopat ar putea să facă așa ceva. Și fără nicio empatie să își bate joc de fete, să îi oblige să facă fel de fel de prostii. Mai ales trebuie să gândească că fetele respective provin dintr-un mediu defavorizat, că din cauza asta sunt și prostituate. De el, pur și simplu, își bate joc de ele pentru niște vizionări. Ca să vedeți și voi cum sunt unii oameni, cum se comportă și ce idealuri au. Dar uitați-vă puțin la poza asta să vedeți cât de psihopat v-ați arătat. Are o față de psihopat, așa, cu ochii lui și cum se comportă. Are niște fantezii cu fructele, nu înțeleg. Are niște fantezii cu fructe și legume. Când dă legume la fete, se excită, așa, e retardat omul. Dar uitați-vă puțin ce privire are de psihopat. După fața lui, vă pun și vouă o întrebare, fraților. Vi se pare că acest om e normal la cap? Că eu zic că nu prea este. Se comportă într-un mod foarte abuziv și face niște videoclipuri total proaste, din punct de vedere moral. Adică, pur și simplu, își bate joc niște fete dintr-un mediu defavorizat. Înțeleg că sunt prostituate și că fac niște lucruri ilegale,
Dar asta nu înseamnă că tu o să-ți bagi joc de el în felul ăsta, doar pentru vizionări. Și tu o să le ajuți în alt fel, într-un fel. Le faci, încearcă cumva să facă un conținut în care să ajute fetele acestea, să lase de prostituție, dar nu să-și bagi joc de ele în modul în care face și el. Pur și simplu, ăsta e un exemplu de un psihopat, fără niciun pic de empatie. Și prima oară când am descoperit canalul lui, mă uitam pe YouTube Shorts, de curiozitate să văd ce mai este, că nu prea mă uit eu pe YouTube Shorts. Și mi-a apărut acolo recomandat un episod cu omul ăsta care dădea legume la o fată și zicea să ghicească. Dacă ghicești, primești 150 de lei pentru fiecare legumă pe care o ghicea. Îi dădea frumos legume și când colo i-a dat dildo, frate, la final. A rămas șocat să văd așa ceva, mai ales că e legal pe YouTube, care YouTube are niște regulamente strict legate de sexualitate și așa mai departe. Episoadele mele care sunt tutoriale sau beneficii pentru oameni sunt în ștersii de YouTube, dar episoade cu omul ăsta care face, încalcă regulile YouTube-ului nu sunt interzise. Asta mă mir asemenea lucru. Cum un om care încalcă cu adevărat regulile nu este sancționat, dar un om ca mine care are un canal mic și vrea să facă un bine, gata, YouTube-ul lui șters, videoclipul lui șters. Doar că am făcut un tutorial cu instalarea unui joc și YouTube, gata, mi l-a șters. Ca să vedeți și voi ce fel de platforme e asta și ce fel de oameni poate să facă episoade ca el. Un nebun, practic. Chiar am vrut să fac episod cu el, că n-am mai făcut mai deloc episoade de tipul ăsta în care să prezint YouTube-ul de genul ăsta. Acum sper să nu-mi dea mie jos episodul omul ăla, că poate să-mi dea la poc la episod, că am pus fața lui. Dar eu zic că n-am greșit cu nimic, eu am arătat lucrurile pe față, mi-am zis punctul de vedere și trăim într-o țară democratică în care avem dreptul să ne exprimăm punctul de vedere. Și episodul ăsta e mult mai serios decât ceilalte, că e o situație mult mai serioasă care trebuie examinată cu omul ăsta. Și înapoi la videoclipul ăla cu jucăria sexuală, nu mi se pare normal să pui în gură la un om străin o jucărie sexuală pe care o folosești tu. Adică el, cine știe ce a făcut cu jucăria înainte? Cine știe ce tâmpenii a făcut? Și pur și simplu o scoate din torpedo ca și cum nu era nimic și o bag în gură. Practic jucăria, cine știe ce, poate să aibă, să dea la fata aia diferite boli. Că poate să aibă boli dildo ăla, cine știe cum l-a folosit. Trebuie spălat înainte în primul rând și nu-l pui așa în gură la un străin cum îți vine ție. Că pur și simplu... Asta înseamnă că îți bagi joc de omul respectiv. Pentru bani îți încerci prostituată și faci bani prin fel de fel de lucruri ilegale. Dar asta nu înseamnă că tu îți bagi joc de omul respectiv în felul ăsta, să-i dai boli. Că, efectiv, dildo-ul ăla poate să aibă boală ceva în el dacă cine știi cum l-a folosit omul respectiv. Că nu prea pare normal la cap și pare să fie pe invers, să fie homosexual de la... Pare că un om care urăște femeile la maxim. Știu că a făcut un video în care zicea că cea mai... Că omul pe care îl iubește el cel mai mult e o femeie, adică zice de mama lui că o iubește. Da, mă, frate, și dacă vine un om care să facă la fel ca tine mamei tale, crezi că ce-ar conveni? Nu cred că i-ar conveni ca mama lui să fie tratată în felul ăsta. Să vină un om străin ca el pe stradă să facă challenge-ul din asta, îi dă bani ca să pună legumi în gură care înseamnă au o formă de penis sau să-i pună dildo-uri. Deci bătaie de joc și e strigător la circ. Omul ăsta n-are intelect deloc, nu-l duce mintea, probabil are și probleme psihice, că am mai zis lucrul ăsta, sau chiar n-ai neuroni și nu poate să gândească gravitatea situației, cât de grav poate să fie ce a făcut. Ei bine, uite că există și oameni de genul ăsta pe platforma asta, nu-i de mirare că generația asta, bine, nu generația asta neapărat, dar zic, așa în general că oamenii au ajuns să facă lucruri extreme pentru vizionări. Au ajuns să facă, să-și bată joc de oameni, contentul ăsta devine din ce în ce mai des pe YouTube, am văzut foarte multe tipul de episoade de genul acesta cu oameni pe stradă care îți băteau joc de oameni ai străzii. Îi întreba ce haine au și dacă aveau și punea, dădea bani să zică că au haine de la Nike, au haine de firmă și oamenii ăia săraci aveau haine vechi pe ei, dar poate că îți bătea joc de ei cu un fel ăsta. Și fel de fel de videoclipuri a ajuns în trenduri proaste pe YouTube-ul ăsta. În loc să fie oameni care să ajute cu adevărat oamenii care au nevoie, care sunt săraci, ei decis să-și bată joc de ei doar pentru vizionări. Deci, cam asta e societatea în care trăim, oameni ca el care își bat joc. Am mai făcut mai multe videoclipuri, dar nici nu vreau să mă mai uit sincer că deja mi se face pia de găină ce fel de om poate să fie ăsta. Dar eu vă recomand să dați raport la episoade, însă nu vă oblig, că cine știe, episodul ăsta poate să fie șterg sau dat să primesc copierea din cauza că l-am
din cauza că am vorbit despre omul ăsta, că sigur o să dea raport la episod. Și dacă dă raport la episod, e cam nasol, sincer, că am încercat la episodul ăsta să fac. Știu că am mai făcut câțiva oameni episoade despre el, dar rămâne de văzut că încă nu e atât de cunoscut. Dar o să fac cunoscut cu episoadele astea făcute de mai mulți youtuberi, cum sunt eu și următorii. Dar nu o să fie cunoscut pentru ceva bun, o să fie cunoscut pentru probleme psihice mai degrabă, pentru comportament de om nebun la cap. Deci, fraților, cam ăsta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Am vrut să fac un episod puțin mai scurt, mai serios, pe o temă pe care n-am abordat-o pe canal, canale de-astea foarte nebuni, conduse de oameni care n-au neuroni și au niște fantezii ciudate cu fruct, cu legume la femei și așa mai departe, oricum. Cam asta e treaba. De episodul ăla în care a avut să moară o femeie, bine, s-a prefăcut că o moară, le-a trecut pe toate, deci nu mai am nimic de zis, cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut ce ați auzit aici, bine, cred că v-am stricat ziua cu ce fel de om e ăsta, dar eu am fost Alexandru Novac și dacă mai aveți episoade de genul ăsta mai serioase, nu uitați de like, subscribe și share. Iar noi ne auzim data viitoare cu un nou video, poate puțin mai frumos decât ăsta, unul mai plăcut de discutat. Sau ceva mai reacții la oameni mai normal la cap, nu ca ăla. Deci v-am salutat, la revedere!